Bun, am revenit în platou, dragi prieteni. Consider că această temă este doar așa de deschidere pentru o viitoare întâlnire, fiindcă lucrurile nu sunt neapărat sensibile, însă trebuie să explicate și pentru asta ne trebuie timp. Acum, revenind la tema noastră principală și anume educația, sunt foarte multe voci, unele chiar avizate, care în ultimii ani spun, dumne, dar totuși modelul românesc sau ceea ce se dorește a deveni un model, el din ce modele se inspiră? Am încercat, ne-am uitat către francezi, ne-am uitat și către germani, ne-am uitat un pic și către austrieci, acum ne uităm către finlandezi, dar nu găsim un model sau nu reușim să extragem acele idei care până la urmă se și suprapun pe specificul nostru educațional, pentru că România, cu toate criticile pe care le primim din partea unor conaționali, că tot vorbeam de ei, România are o tradiție istorică în educație foarte solidă. Correct. România a oferit lumii și continuă să ofere lumii somități pe diverse paliere. Un exemplu vă dau. Campionul mondial la informatică este din județul Argeș, din câmpul lung de la Dinicu Golescu. Iată. Și nu odată, de două ori. Iată. Cu titlul acesta. Deci cel mai bun elev din lume la informatică îl are România. Păi, și avem mulți elevi cei mai buni avem din lume pe și diverse lume și materii Europa. Și, repet, constant în decursul istoriei, chiar și în perioada comunistă, dar, mă rog, noi vorbim de anii noștri. Am avut o resursă foarte bine pregătită. Care este zona noastră sau care sunt zonele noastre de inspirație? Prima întrebare și a doua, credeți că va exista și un moment în care, după ce ne vom fi informat, inspirat de peste tot, să ne așezăm, să creăm un model coerent și să avem înțelepciunea și răbdarea necesară să-l punem în practică 2, 3, 5, 10 ani, nu știu cât. Adică să revenim cumva la ce spuneam eu vis-a-vis de strategie. Hai să ne așezăm. Da. Eu cred că România s-a hrănit în zona aceasta educațională din modelul acela al țărilor comuniste, care n-avea cum din blocul comunist să fie altul decât modelul sovietic. În primul și în primul rând, cu influențele de rigoare în anumite discipline, specialități din zona țărilor nordice. Vedeți, dumneavoastră, când ai o generație de profesori cu vârsta cuprinsă între 21-23 de ani și 65 de ani, mai ales în cea de-a doua, să spunem, pentru cea de-a doua categorie de profesori care astăzi au de la 40 de ani până la vârsta de pensionare 65, este și foarte greu să implementezi, să spunem, modelul românesc. Că acolo vrem să ajungem, la un model românesc care să ne definească și să corespundă cerințelor și specificului nației noastre. Chiar dacă în interiorul modelului românesc găsim anumite chestiuni din modelul finlandez, danez sau poate chiar păstrate din rădăcinile noastre care nu au fost rele. Ce s-a întâmplat de nu mai este de actualitate sau ce s-a întâmplat între timp de s-a produs cumva chiar o mică ruptură pe care o percepem cu toții, păi s-au întâmplat câteva lucruri extrem de importante. Noi am reușit în acest 29 de ani să rămânem prea mult conservatori în interiorul gardurilor școlii și n-am reușit din timp să ne mulăm pe dezvoltarea economică, socială, de ce nu și de mentalitate asta de democrație, libertate, capitalism. Și am rămas cu aceleași cerințe în școală și mai ales cu aceleași, să spunem, conținuturi cu care elevul pleacă din școală. Lucru care s-a dovedit după o perioadă bună de timp că eu îți formez niște competențe pe care tu, elevul, absolventul meu, nu prea poți să le implementezi în societate, că societatea între timp s-a schimbat, are alte valențe, e o altă viteză dincolo de gardul școlii. Și poate fi și o altă cerință. Și o altă cerință și tu ai rămas destul de conservator. Lucrul ăsta cumva a produs un decalaj. Noi am rămas conservatori, am rămas pe metoda noastră și, ca să înțelegeți, unul din modurile de punere în practică a metodei asta rusești, ex-sovietice, a fost în a lucra cu elevul o cantitate mare de informație,
în a prelucra în programa școlară foarte multe conținuturi, lucru care acum este incriminat și de mine, că sunt și părinte, nu numai cadru didactic sau inspector școlar. Acum copilul are mult mai multe posibilități de a se dezvolta. În trunchiul comun, prin opționale la decizia școlii, prin activitățile extrașcolare, unele organizate de școală, altele organizate de către familie sau de alte entități private. De exemplu, eu vreau copilul meu să fie un vorbitor de limbă străină cursiv după ce finalizează 8 clase. Vreau pentru copilul meu să stăpânească de plăcere, nu neapărat la nivel de performanță, 1-2 sporturi care să-i creeze lui plăcerea de a se manifesta, de a lucra, de a fi sănătos. Bun, nu pot să realizez lucrurile acestea pentru că eu, ca să ajung acolo unde îmi doresc, îmi fac o strategie cu copilul meu, peste 7 ani, peste 8 ani, presupunând 9 ani că am copilul la început de drum, clasă pregătitoare, clasă 1, n-am timp, pentru că am școală 4 ore pe zi, de la 8 la 12, am teme pentru acasă, de nu mă mai descurc nici eu cu soția să facem temele cu copilul, când să mai rămână loc de pregătire, de a citi, de a viziona, de a merge la o pregătire la sportivă sau de altă natură. Ori lucrurile acestea au creat un decalaj în sistem versus societate, deși nu le poziționăm versus, pentru că suntem în aceeași mare familie. Noi încercăm să găsim soluții. Exact. Lucrurile totuși au evoluat și ușor, ușor programele școlare, vrem, nu vrem, a trebuit să-i întrebăm pe copii, voi ce vreți să faceți? Am început să avem consiliile elevilor care au devenit din ce în ce mai vocale și au început să spună cuvântul. I-am luat pe elevi lângă noi în actul decizional, în calitate de observatori, nu cu drept de vot, la consiliile de administrație și iată că, cel puțin în ultimii ani, nu știu să vă spun ca unitate de timp precisă, dar de când sunt eu în inspectorat, am construit chestiunea aceasta și eu, i-am luat ca parteneri. Și din acest parteneriat, ușor, ușor, am mai coborât în programa școlară, am mai ușurat, întrebându-i, venim în întâmpinarea lor și prin copii, mă refer și la familiile lor care îi susțin în școală. Și cred că chiar în lipsa unei strategii din astea foarte coerente și de lungă distanță, și așa, puțin câte puțin, reușim să ne menținem sau să facem față cât de cât sau din ce în ce mai mult cerințelor din exteriorul gardului școlii, cerințelor societății. Era bine să ne propunem asta de la început. Era bine să ne propunem, să știm și să venim în întâmpinare chiar cu scop de prevenție. N-am reușit. Noi am fost puși în situația să lucrăm, cum să spun, la prima vedere. E ca și cum unui cântăreț dintr-o orchestră îi pui pentru prima oară partitură, el fiind totuși un bun interpret și știind să interpreteze partitura, reușește să încropească melodia, dar era bine să se pregătească dinainte și atunci melodia avea o altă valoare și, bineînțeles, obținea un set de aplauze. Foarte sugestiv, exemplu. Noi nu am avut posibilitatea asta. Noi am mers așa, știți, din aproape în aproape, încercare și eroare, ne-am trezit câteodată la timp, altă dată mai târziu, ne-am mai arătat societatea că este nevoie și de altceva, ne-am mulat repede, repede pe, să spunem, dorința socială, economică, ne-am jucat un pic cu școlile profesionale, le-am încetat activitatea, le-am reactivat, între timp forța de muncă din societate a migrat în exterior, a rămas aici, pe altă finanțare, ne-am constatat că e nevoie de o reîncepere a acestui ciclu de pregătire a forței de muncă încă din școală, pentru că ajungem să nu mai muncească nimeni, păi degeaba vin investitorii dacă n-au pe cine să angajeze. Deci suntem iarăși într-o zonă din aceasta. Dar construim. Construim, nu ne dăm bătuți. Din păcate, repet, nu reușim să ne stabilim lucrurile acestea de la început. Dacă am reușit de la bun început să știm, uite ce avem de făcut, care sunt direcțiile principale, nu ne abatem sub nicio formă, indiferent cine e ministru sau inspector școlar general sau director de școală, asta este linia, calea cea dreaptă și vedem după aia dacă între timp modificăm, dar nu substanțial, niște mici ajustări, să spunem, ale planului inițial. Dacă nu facem asta, așa vom funcționa. Mai târâși, mai grăpiși, mai cu sclipiri,
cu performanțe, dar și cu... Da, dar punctuale. Da, ele sunt punctuale. Punctuale. Da. Fiindcă exemplul nostru l-aș continua așa ca exercițiu de imaginație și acela cu muzicianul, da, parcă suntem așa într-un soi sau vizionăm, vedem o orchestră în care evident toți sunt profesioniști, însă fiecare își cam interpretează partitura lui după cum știe el. Dirijorul nu prea e atent și nu e bine. Această armonizare și armonizarea între cine prima dată? Între participanții. Între clasa politică. Pentru că această competiție este bună, nu? Această competiție politică. Însă și de o parte și de cealaltă, trebuie să existe clar definit interesul național. Și trăiesc cu senzația, sper să mă înșel, că doresc să mă înșel eu, că unii dintre politicieni într-un mod deliberat confundă interesul național cu altceva. Însă n-aș vrea să discutăm despre lucrul ăsta, că nu asta vrem noi să înțelegem acum. Există o discuție din ce în ce mai vie și s-ar putea să fie și mai prezentă în următoarele zile și săptămâni, și anume introducerea ca materie opțională, vorbeați de aceste dezbateri pentru stabilirea materiilor care vor fi introduse în programa școlară. În cadrul acestor materii opționale se discută despre introducerea unei nu știu cum să-i spun, unei discipline care se numește în felul următor, ceva de genul dimensiunea de gen de-a lungul istoriei. Este o o alăturare de cuvinte care la prima vedere nu prea spune nimic. Povestea cu dimensiunea de gen sau identitatea de gen este extrem de sensibilă deja în toată Europa. Este nou apărută în România. Din acest motiv se dorește de vreo 2 ani de zile organizarea unui referendum în care poporul român va fi, sperăm la un moment dat, să fie invitat să aleagă ce vrea pentru el ca direcție sub acest aspect. Vedeți, noi acum și asta este produce un disconfort chiar și în comunicare. La noi în casă suntem aproape obligați să vorbim în șoaptă despre un subiect față de care poporul român n-a avut niciodată niciun fel de dubiu. Și istoric, și cultural, și moral, și spiritual. Și anume, este comic, aproape, dacă nu chiar ridicol, să fii invitat ca și copil să pui sub semnul întrebării sexul tău. Copiii din multe țări occidentale sunt învățați din primele clase să aibă rețineri, să cerceteze dacă el, spre exemplu, a fost născut băiat, să cerceteze și o altă variantă. Poate că se simte mai bine fată. Și vorbim despre manuale, vorbim despre o tradiție în acest sens. Lucruri care există, au o istorie, se pot verifica oricând și de către oricine. Ori introducerea acestei idei, care, repet, pare năstrușnică dacă ea n-ar conține niște elemente de legătură cu altceva, care vine în continuare, repet, în contradicție cu specificul acestui popor, care poporul român nu este un popor fundamentalist. Este un popor care și-a păstrat niște tradiții. Și, de vreo 2000 de ani. Și vrea să și le respecte. Adică noi n-am criticat de ce nemții consumă atât de multă bere. Până noi nu ne interesează de ce alții fac ceea ce fac. Are altă inclinație. Pe noi ne interesează de noi. Dar există și au existat în decursul cel puțin a ultimilor 3-4 ani tot soiul de intervenții mai mult sau mai puțin subtile pentru a introduce în cadrul, să zicem, actului de educație sexuală și această particularitate care ce creează? Creează bulversare, confuzie, dar creează și
o invitație la a experimenta ceva ce este, hai să spunem doar așa, în afara logicii firii normale. Din punctul meu de vedere, ar trebui să rămână cumva la nivelul patologic al unora, ca să fie extrem de tranșant. Nu, n-aș merge până acolo, pentru că noi nu discutăm aici lucrurile sub aspectul unei patologii clasice. Este, dacă vreți, o patologie care se manifestă în mințile unora care sunt ușor neobosiți și încearcă permanent să inventeze, să facă ceva ce nu are sens. Bun. Corect. Dar cu titlul oficial, această idee constituie o preocupare și mulți părinți, și sunt convins că sunteți și noastră la curent cu această discuție, mulți părinți sunt îngroziți. N-aș putea să spun acum pe post ceea ce mi s-a spus în particular. Știu despre anumite demersuri din zona asta, cum au fost demersuri de-a lungul timpului și vis-a-vis de zona minorităților, iarăși un subiect care poate fi tranșat, poate fi discutat, poate fi dezbătut, dar nu, cum spuneați dumneavoastră, în șoaptă, în casă, ci trebuie să se realizeze anumite chestiuni și de acolo să se liniștească cumva apele. Pentru o bună lămurire, avem două tipuri de discipline pe care noi în școală le predăm, le promovăm, și anume disciplinele din trunchiul comun, acelea, să spunem, discipline obligatorii, pe care anumite persoane care constituie grupuri la nivel național de profesori, de academicieni, le consideră oportune pentru copiii noștri, la indiferent ce nivel ne referim, clasă pregătitoare până în clasa 12-a, și atunci știm că pentru un elev de clasa A, 5-a, A, 7-a, etc., în trunchiul comun avem următoarele discipline: limba și literatura română, matematică, fizică, chimie, istorie, geografie, religie, educație fizică, să nu greșesc, informatică, etc. Și în afara trunchiului comun există zona aceasta de curriculum la decizia școlii, colegii profesori îl știu de opțional sau CDŞ, în care fiecare unitate de învățământ are libertatea de a veni în oferta educațională a școlii cu anumite propuneri. Propuneri pe care sau la care copiii, elevilor, ar trebui să acheseze. Din punctul meu de vedere, deși trebuie să fim extrem de atenți cu ce le propunem copiilor și unde îi ducem pe ei să se gândească în ce zonă, eu consider că o educație generală, bună, corectă, completă, nu se poate realiza numai cu trunchiul comun. Mai ales că, ușor, ușor, pe măsură ce elevul înaintează în dezvoltarea lui educațională, începe să trieze disciplinele. Vrem sau nu vrem, unui copil îi place mai mult chimia, altul îi place mai mult o limbă străină. Asta nu înseamnă că acel copil devine anti-chimie sau celălalt căruia îi place chimia devine anti-limbă străină. În niciun caz. Din fiecare disciplină el va culege ce e important pentru el și toate disciplinele la un loc îl vor forma pe el ca viitor adult. Dar nu este suficient. Ca să fie, să spunem, aproape de zona aia de complet, este evident că trebuie să vină întâmpinarea lor și cu altceva. E o părere personală, am expus-o cu mai multe ocazii. Am expus-o și Ministerul Educației la întâlnirile pe care le avem regionale, naționale și în videoconferințe, când a fost un subiect, o temă de discuție pe baza acestei educații complete. Cred că este important ca un copil să aibă niște noțiuni, poate prezentate în acest opțional, cum și acolo ați prezentat, un titlu și un model de opțional, să știe niște chestiuni despre educația sexuală. Este evident că trebuie să știe despre educația sanitară, igienică, a lui, a corpului lui. Nu toți provenim din același mediu, nu toți avem, din păcate, în anul de grație 2018, aceleași posibilități de informare. Trăim în mediul rural, trăim în mediul urban, avem posibilități financiare și avem un acces la internet non-stop sau din contră. Ne intrăm foarte mult în motivația. Cred că zona aceasta trebuie atinsă, dar cu mare băgare de seamă, cu părerile unor specialiști și mai ales informația oferită să fie pe măsura, pe nivelul dezvoltării intelectuale și fizice ale elevului. Nu o să vorbim de, eu știu, anumite chestiuni din zona aceasta la o vârstă mică, unde eventual din dorința de a-i face bine elevului, de a-i completa cunoștințele, mai mult îl inciți
și nu e potrivit. Este o invitație sau poate deveni o invitație explicită. Da, invitație la introspecție, știți, nu prea sună bine, depinde de vârstă. O altă zonă, de exemplu, care ar putea completa educația generală este sau ar fi anumite elemente din zona educației juridice. Este normal să cunoști, când poți călători în Europa cu buletinul, este normal să cunoști legile țării tale, ce ai voie, ce nu ai voie, ce este interzis, ce se poate pedepsi și cu ce pedeapsă, cum este când ai călătorit în altă țară, care sunt obligațiile tale ca și cetățean, niște chestiuni firești. O educație financiară, iară îți asigură cumva anumite noțiuni care te pot completa. Avem foarte mulți dintre noi, mă număr și eu printre ei din păcate, suntem cumva clienții băncilor. Și poate că suntem clienții băncilor, nu că e un lucru rău să-ți iei un împrumut din bancă ca să poți să construiești ceva în familia ta, dar poate că dacă am fi avut o educație mult mai bine pusă la punct în zona aceasta, am fi ales mai bine. Poate am fi știut ce implicații sunt în urma, eu știu, accesării unui credit. Deci lucrurile acestea trebuie să fie, printre altele, în oferta educațională a școlii. Pentru că eu cred că este spre binele elevului. Contează extrem de mult pentru fiecare din cel puțin cele trei, financiară, juridică, igienă, să zicem, și sexuală, educație sexuală, contează foarte mult care sunt conținuturile, cui ne adresăm, care este scopul până la urmă. Dacă reușim să ne răspundem la întrebări și eventual modelul acela de opțional răspunde nevoilor noastre ca educatori și mai ales ale beneficiarilor noștri, elevilor, tot este în regulă. Dar deschis, tranșant, cu cărțile pe față. Dacă venim cu teme din astea ambigue în care ducem copilul către o zonă extrem de periculoasă, nu cred că facem bine. Mai mult rău putem face. Prin așa ceva. Cel puțin sub acest aspect m-aș bucura ca aceste ultime idei enunțate de noastră să plece și către minister, pentru că este nevoie, cu siguranță, este nevoie de multă luciditate, mult discernământ, mai ales într-o temă în care lucrurile, informația poate produce efecte nedorite. Corect. Și pe generație. Și în principal să plece către colegii mei din școli, cei care sunt până la urmă manageri instituțiilor de învățământ, adevărații manageri, și cei care au posibilitatea să aducă în fața elevului în oferta educațională a școlilor, a fiecăruia dintre școlile lor, chestiuni interesante, atractive, sau chestiuni care pot, așa cum spuneați, produce niște efecte nedorite. Acum rolul nostru de manager al județului vă revine și cu siguranță printr-o filtrare judicioasă am convingerea că cel puțin în județul nostru lucrurile vor fi așa cum trebuie să fie, firești, normale și într-un context pe care îl recunoaștem noi toți, istoric, cultural, spiritual și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru participarea în această emisiune. N-am atins nici măcar un sfert din întrebările. Asta mă obligă să vin și data viitoare când mă veți invita. Nu vă obligă. Eu vă fac invitația de pe acum, atunci când și programul vă va permite să continuăm aceste discuții, pentru că ele sunt spre folosul telespectatorilor, fiindcă noi aici ne aflăm să comunicăm și dumneavoastră sunteți în calitate de profesionist în educație, să spuneți niște lucruri care poate unele nu sunt cunoscute suficient, altele trebuie să explicate și atât cât putem și noi oferim această posibilitate. Dragi prieteni, educația nu o formăm în școală, în facultate, dar este foarte important ca și noi în fiecare zi să fim atenți ce informație consumăm și mai ales ce sens îi dăm, pentru că până la urmă, oricine din exterior care ne-ar dori binele nu ne cunoaște atât de exact ceea ce ne trebuie nouă. Până data viitoare, vă mulțumesc, vă doresc o seară frumoasă, Doamne ajută!